Noi suntem un grup de persoane catalogate drept nebune, care se identifică drept utilizatoare conștiente și uneori supraviețuitoare ale psihiatriei, care luptă pentru dreptul de autodeterminare și autoreprezentare. Am fost multă vreme lipsite de vocile noastre și reprezentate atât în spații private, în casele noastre, cât și în spațiu public, de medici și psihologi, de mass media, de politicieni, de alți specialiști, în moduri adesea dăunătoare și discriminatorii, care nu țin cont de experiența noastră directă. Îmbrățișăm termenul de nebunie pentru că ne conectează la exprimarea noastră, la munca noastră, la arta noastră, la comunitatea și la istoria noastră individuală și comună. Nu mai vrem să mai fim martore tăcute și martori tăcuțe reprezentărilor noastre. Este momentul să ieșim în stradă și să ne arătăm lumii ca diferiți, dar asemănători, ca oameni, nu ca paciente și pacienți. Vrem ca persoanele catalogate drept nebune să ne luăm vocea înapoi și să ne reprezentăm singura identitate, pentru că nu suntem nici vreun diagnostic psihiatric, nici vreo afecțiune socială. Vrem să rescriem discursul despre noi, prin noi și cu noi însene, în modurile în care acestea au sens pentru noi și pentru viețile noastre, nu pentru a justifica abuzurile indivizilor și ale instituțiilor, discriminarea și dezumanizarea noastră. Vrem să dăm un chip, o față stigmatizării, să arătăm umanitatea din spatele durerilor și a suferințelor, fără mască și fără menajamente pentru sentimentele celor ce se consideră sănătoși fizic și psihic, able-bodied și able-minded. Vrem să ne prezentăm, nu reprezentăm, vorbim în numele supraviețuitorilor psihiatriei și nume propriu. Vrem să rescriem o istorie de abuz și exploatare, de invizibilitate, să o facem publică așa cum am trăit-o, nu demonizată, martirizată sau idealizată și romantizată. Vrem să ieșim din umbra în care am fost ținuți și să ne spunem poveștile dure și deranjante. Vrem să deranjăm, nu să ne mai supunem complice discursului acuzator, moralizator sau victimizant. Vrem să participăm liber, fără prejudecăți, stigmatizare, negare sau discriminare la crearea și conservarea contribuției noastre la dezvoltarea culturii și a societății locale globale. Și cerem schimbarea limbajului în reprezentările media a situațiilor noastre de viață și a portretizărilor persoanelor care trec prin diferite tipuri de suferințe psihice. Cerem terapie gratuită pentru cei neasigurați și terapie finanțată integral de asigurarea medicală de stat pentru cei asigurați. Cerem acces la servicii de terapie și grupuri de sprijin pentru cei care locuiesc în mediul rural și în orașele mici. Cerem încetarea internărilor involuntare, încetarea folosirii mijloacelor inumane de restricție și a medicației forțate. Cerem transparență totală, obligatorie pentru cadrele medicale, privind efectele secundare și riscurile medicațiilor psihiatrice, inclusiv efectele care intervin în procesul de întrerupere a medicației. Cerem dezbatere largă și formare profesională continuă pentru cadrele medicale privind procesul de diagnosticare a suferințelor mentale, metodele de tratament nefarmacologice și incidența supramedicalizării. Cerem respectarea normelor convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități intrată în vigoare în România în mai 2008. Cerem introducerea în legislația privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, a criteriului privind nediscriminarea pe motive de istoric medical-psihiatric, cerem revizuirea legislației primare, secundare și terțiare pentru a preveni discriminările pe criteriul de sănătate mentală, cerem dezbatere publică deschisă despre cauzele socioeconomice și traumele suferințelor noastre, cerem crearea și accesibilizarea unor spații pentru dezvoltarea unor comunități de întrajutorare. La final, dar nu în ultimul rând, am vrea să mulțumim tuturor aliaților noștri din București, precum și aliaților care au venit din țară special zilele acestea pentru